Formațiile celor două grupări severinene au parte de două deplasări dificile în seria a 6-a a campionatului național de juniori. Dacă juniorii prim-divizionare de la CS Turnul Severin vor merge să joace în județul vecin, la Reșița, întâlnind echipele de juniori ale Muncitorului din localitate, cealaltă formație de la Dunăre evoluează pe baza 2 Mișa Klein din Hunedoara. Elevii lui Brihag nu își permit pași greșiți dacă vor să mai aibă șanse de a termina seria a 6-a pe locuri de play-off. Duminica trecută, atât juniorii cei mari de la CSS Drobeta, cât și cei mici au obținut pe teren propriu două remize la 2 în compania celor de la LPS Banatul Timișoara, rezultate care nu i-au ajutat prea mult. Băieții se află înaintea jocului pe locul 4 cu 29 de puncte, cu unul mai mult decât următoarea clasată Minerul Motru și cu un eventual succes a rămâne în cărți. Avem deplasare la Hunedoara, unde sperăm să venim cu cele 3 puncte puse în joc și la 1 și la 2, pentru că este cam ultima șansă dacă vrem să accedem în play-off-ul campionatului. O să abordăm acest joc cu maximă seriozitate și sper ca și copiii să fie tot pe aceeași lungime de undă cu noi. În partida tur, meciul a fost extrem de strâns. Severinenii pregătiți de Brihag reușeau să treacă de Ardeleni, nu fără emoții, cu 3-2, după ce în prima parte a jocului au fost ținuți în șah. De partea cealaltă, echipa lui Spas a pierdut fără drept de apel, 0-4. Fotbalul a născut pasiuni enorme pe întreg mapamondul, care au dat naștere galeriilor ce au rolul de a crea spectacolul din peluze. De astăzi, la rubrica Sport, vă propunem sâmbătă de sâmbătă să pătrundem pentru câteva minute în atmosfera unică a celor mai frumoase și interesante galerii care poartă spre victorie echipe de top și nu numai. Împreună vom descoperi că fotbalul se îmbină cu istoria, iar echipe mici din localități uitate de lume pot avea galerii mari ce au forța unui uragan. Pentru început poposim pe malurile Bosforului, pe stadionul celor de la Beşiktaş și Istanbul. Fanii fostei echipe a românilor Mircea Lucescu și Daniel Pancu au o particularitate prin care sunt recunoscuți în toată lumea. Alen, șeful galeriei, are un ritual unic înaintea meciurilor importante. Turcul coboară pe gazon în uralele suporterilor și se îndreaptă la centrul terenului. Ceea ce urmează este nemai întâlnit pe stadioanele din Europa. Galeria Beşiktaş Karşı este cea mai cunoscută din istoria formației alb-negrilor. Ei sunt unici și pentru opiniile exprimate pe teme comune, modul organizat de a acționa, cât și felul autentic de scandare. Femei, adolescenți, tineri, bătrâni, toți vin la final de săptămână să sprijine formația pentru care și-ar da și viața. Pe lângă faptul că se poate mândri ca fiind printre cele mai mari grupări din Turcia, ultra și vulturilor, și-a mai câștigat notorietatea și cu recordul mondial de zgomot întâlnit vreodată pe un teren de fotbal. Cei 132 de decibeli realizați de fanii turci în meciul contra celor de la FC Liverpool sunt echivalentul unui motor de avion la decolare. Numele grupărilor nu sunt aleatorii, ci au o legătură cu un cartier al orașului, istoria sau insigna clubului. Astfel și denumirea de Karşı a luat naștere la începutul anilor 80, fiind dat de către un grup de tineri ce se strângeau înainte și după meciuri în piața centrală Beşiktaş Karşı din districtul Beşiktaş. Datorită acestui punct fix unde fanii se întâlneau, grupul a primit numele cu care s-a făcut recunoscut în întreaga lume. Săptămâna viitoare rămânem tot la Istanbul pentru a vedea la lucru și fanii celor de la Galatasaray.